Bine ați revenit la lumea cuantică. V-am prezentat până aici care este interpretarea cea mai acceptată legată de comportarea sistemelor cuantice, interpretarea școlii de la Copenhaga, și de asemenea v-am arătat câteva dintre ciudățeniile care rezultă din această interpretare. De asemenea, ați văzut că de-a lungul timpului au fost propuse mai multe posibile soluții pentru a înlătura paradoxurile care apar prin interpretarea de la Copenhaga, cum ar fi paradoxul pisicii lui Schrödinger. O soluție propusă a fost cea a lumilor multiple, iar o idee oarecum corelată cu această soluție este cea a nemuririi cuantice. O altă soluție posibilă a fost propusă de Wigner și în materialul precedent ați văzut în ce constă experimentul mental propus de acesta. Și v-am spus acolo că după Wigner și alții, experimentul demonstrează că ceea ce numim realitate ca rezultat al interacțiunii noastre cu lumea cuantică este un lucru diferit pentru fiecare observator. Dar cum rezolvă această presupunere paradoxurile interpretării școlii de la Copenhaga? O explicație foarte simplificată ar fi următoarea. Dacă realitatea este diferită pentru observatori diferiți, atunci nu mai avem nevoie de mai multe lumi, mai multe universuri în care probabilitățile descrise de ecuația lui Schrödinger se materializează. Avem nevoie doar de mai mulți observatori, de mai multe conștiințe. De pildă, în cazul pisicii lui Schrödinger, pentru unii observatori ai experimentului pisica este vie, pentru alții este moartă. Realitățile lor sunt diferite. De fapt, explicațiile lui Wigner și ale altora sunt mai complicate și pleacă de la ideea că măsurarea trebuie să presupună obligatoriu o conștiință, un observator conștient. Ipoteza se numește ipoteza von Neumann-Wigner și spune pe scurt că atunci când o conștiință observă un fenomen cuantic în care avem o superpoziție, superpoziția se transferă conștiinței care se multiplică și rezultă în acest fel mai multe conștiințe care observă lucruri diferite. Adică, în loc să se multiplice universul, se multiplică conștiința care observă fenomenul respectiv. Și ceea ce este important este că ipoteza von Neumann-Wigner susține că o măsurare nu este măsurare dacă nu o face o conștiință. Cu alte cuvinte, fenomenul de trecere de la superpoziție la o stare cu parametrii unic determinați se poate face doar în prezența unei conștiințe. Deci această ipoteză presupune obligatoriu existența unei conștiințe pentru ca lumea cuantică, alcătuită din superpoziții și probabilități, să devină realitate. Se poate spune și că o conștiință face ca potențialitățile lumii cuantice să devină realități. Numai că această ipoteză are și ea o consecință foarte stranie, și anume, în acest caz, trebuie să acceptăm ideea că mintea, conștiința, nu sunt de natură fizică, nu au o natură fizică. Conștiința ar fi ceva în afara lumii fizice, ceva ce nu ascultă de legile mecanicii cuantice, deoarece conștiința nu poate fi într-o stare de superpoziție. În conștiință lucrurile sunt sau așa, sau așa. Nu pot fi și așa, și așa. Plecând de la ipoteza von Neumann-Wigner, unii au presupus că putem controla cu mintea ce se întâmplă în experimentele cuantice. Și au făcut tot felul de experimente pentru a pune în evidență un astfel de efect, dar până acum nu există rezultate concludente în acest sens. Oricum, această ipoteză vine în contradicție cu una dintre presupunerile fundamentale de la care pleacă fizica și știința în general, și anume realismul. Realismul este ideea că există o lume fizică reală, independentă de conștiința noastră, o lume care există cu sau fără conștiințe care să o observe.
De aceea, Einstein, mare susținător al realismului, a presupus că trecerea funcției de undă de la superpoziție la valori bine determinate, adică ceea ce specialiștii numesc colapsul funcției de undă, nu arată o schimbare în realitatea fizică, ci o schimbare în ceea ce cunoaștem noi despre lumea fizică, o schimbare în informația pe care o avem despre realitatea fizică. Deci, după Einstein, colapsul funcției de undă nu corespunde unei transformări în lumea reală. Acolo nu s-a schimbat nimic în lumea fizică. Ceea ce s-a schimbat este în conștiința noastră, în cunoașterea noastră, în datele pe care le avem despre lumea fizică, în cunoașterea acestei lumi. O ipoteză întrucâtva asemănătoare cu ipoteza von Neumann-Wigner este ipoteza universului participatoriu a lui John Wheeler. Numai că în acest caz, informația este cea care stă la baza a ceea ce numim realitate fizică. Am vorbit despre ipoteza lui Wheeler în materialul Ce este realitatea, găsiți linkul în descriere. Acum voi spune doar că ipoteza este numită și It from Bit, numele sugerând faptul că la baza realității fizice este informația, iar creierul construiește ceea ce numim realitate, pornind de la această informație. Cam așa cum un calculator poate construi imagini și sunete pornind de la informație. Dar spre deosebire sau în plus față de ceea ce face calculatorul, ipoteza presupune că probabil conștiința are un rol în însăși existența Universului. Încercările de a găsi alte interpretări pentru fenomenele cuantice decât interpretarea școlii de la Copenhaga nu se opresc aici. În materialul care urmează, vă voi prezenta o altă interpretare, cea numită superdeterminism. Veți vedea că toate ciudățeniile pot să dispară dacă acceptăm ideea că totul este determinat, inclusiv acțiunile noastre. Așa că această ipoteză este probabil cel mai greu de acceptat din punct de vedere psihologic, deoarece presupune că nu avem liber arbitru, nu facem ce vrem. Trebuie să acceptăm ideea că voința conștientă este o iluzie. Ca să vă pregătiți pentru ceea ce urmează, puteți să urmăriți materialul Liberul Arbitru din seria Lumea nu este cum crezi. Găsiți linkul în descriere. Până atunci, mulțumesc pentru atenție. La revedere!